seama. Bine, ne vedem. Pornim repede la treabă, clasa a cincea. În exercițiu de olimpiadă. Da? Da. În sigur e că și stau în sus subiectul. Tot patru, da? Tot punctul patru. Sau numai deu, da? Deci dacă nu putem să lăsăm. Da. Deci, exercițiu. E mulțimile. Mulțimea e mare, egală cu... Olimpiadă, da? Olimpiadă, la partea locală. E mulțimile. E mare, egal cu... E mulțimile. E mare, egal cu tot X și cu proprietatea. X egal cu... E nu zice din natural, în rest nu scriem. Toți X și naturali, ei da. Sunt la nivelul ăsta. Da. Pentru care? Pentru care X egal cu... 2016 la N. 2016 la N. Plus 2015 la N. 15 la N. Ori 2017. Ori 2017. Plus 2017. Plus 2017. Unde e mic, aparține lui el mare. Eu până număr natural. Și mulțimea F. Yeah. Egală cu toți grecii, iar nu zice de unde. I-am sigur să da. Cu proprietatea, Y egal cu A pătrat plus 2010. A pătrat plus 2010. Unde A aparține lui M. Cu A aparține numărul natural. Să se calculeze E intersectat cu F. Amin, da? Da. Atât. Se calculeze E intersectat cu F. Intersectat cu F. E egal cu cine, da? Da. Tu, că am te ocupat o rea de subiecte de drept, ai citit, ai fi inițiativă, ai gândit ceva. Noi suntem la prima citire și, între timp, încercăm să intrăm și noi subiecte. Oare ce trebuie să facem? Să găsim elementele mulțimilor, nu? Sau... Sigur că da. Nu? Trebuie să fie tot X și natural, de forma asta, în mod chiar tândei. Din ca și toți Y și natural, care sunt pătrate perfecte plus 2010. Și după aceea facem intersecția. Și vedem primul intersecție. Aha, am înțeles. Cam asta mă gândesc să fac. Ia să vedem. Ai avut o altă idee? Ce vedem? Cine să luăm deoparte proprietatea X egal cu, nu? Da. Să prelucrăm un pic. Să începem să lucrăm. Exact. Nu, copii? Da. X egal cu. Vorbește... Horia. Horia. 2016 la E. 2016 la E. 2015 la E. 2017 plus 2017. Ori 2016 plus 2017. Și da. Ce să facem aici? Să ne uităm. Ar fi o adunare, nu? Cred că e termen. Stai, știi tu. Tu știi eu. Așa, așa, știu. Ia să vedem. Noi acum, nu? Trebuie să avem o inițiativă, ceva să... Ce ați face voi uitându-vă la el? Așa, din prima. Ce-i face? Scoate pe 2015. 2015 factor acolo. De ce te gândi la asta? Pentru că este cel mai mic număr da. Și... Dar în practică noi avem așa, când e la puterea 2015. Exact. Dar aici este vorba de 2015 la el și 2016 la el. Nu poți să scoți în factori comune. Ar trebui să fie comun tuturor. Noi știm așa dacă ai fost A la 2016 plus A la 2015, atunci scădeam pe A la 2015. Da. Dar ai zis că l-a făcut pe A, nu? Nu, ăsta, nu că l-a făcut pe A. Nu, ăsta e exercițiul. Nu am făcut nimic, nimic. Nu îl înțelegi? Nu înțeleg, care e faza bună. Trebuie să-l facem. Are două puncte, trebuia. Are da. Două subpuncte, un singur subpunct. Ăsta e. Atât. Așa se dă A-ul. Așa, da. X-ul se dă din forma aceea, Y-ul din forma aceea și noi trebuie să găsim intersecția elementelor. Da. Ultimii doi termeni au comun. Ultimii doi termeni au comun pe 2017. Dar nu poți să ai nimic. Aș putea să-l dau un factor comun. N-am cum.
De ce? 2017 legat cu 2015 ori. Păi da, și n-am pun? Cum n-am pun? Din ăștia doi termeni, adunați ei. Așa le-am dus la urmă. Vă la Horea, că am zis și sta cu mâna și așteaptă, da. Da, așteaptă să... Ultima cifră la unui număr care, a unui putere care se termină cu 6 este întotdeauna 6. Bine. Și la 5 este la fel, așa că trebuie să... La 5 e 5. Da. Și ar trebui să aflăm totuși ultima cifră. De la... A, deci e bine să-l dăm un factor comun pe 2017 acolo, ca să vedem. Înseamnă, nu? Da. Nu-ți place să-l dăm un factor comun? Da. N-ar fi o observație bună? Nu știu. Mm-hmm. Cred că da. Și la aceea să studiem ultima cifră? Ba da. Eu cred că ne-ar ajuta. Păi acolo ne spuneți că găsim numere, nu spuneți că găsim ultima cifră. Vedem, vedem. Zici faza. Zice să găsim mulțimile, nu să găsim ultima cifră, zice el. Păi da, să începem să facem. Da, da, poate. Mai întâmplăm un pic, mai ne facem, să ne facem un plan de lucru. Corect. Dar vedem să ne dăm pe 2017 ce da. Păi de ce nu încercăm? De ce nu încercăm? N să fie cu 0, N să fie un... Dar nu, că sunt 400... Păi dacă N egal cu 1, când ajungi la... E la mare. Când ajungi la N este egal cu 2, ce faci? 2016-2016? Și tot așa... Și la N egal cu 3, la 6... Și la 1, și la 5, haideți deci, să dăm un factor comun. Mai bine dăm un factor comun. Da, mergem. Da. Deci în 2000... 2016 la N, da. Plus 2017 pe lângă. 2017 pe lângă. 2015 la N. 2015 la N. Ori 1 plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Și vezi atât de că se poate da un factor comun? Că a zis că nu se poate. Hai să ne planificăm dacă da sau da. Aici sunt doi termeni, 1, 2. Cei doi termeni au comun amândoi de 2017. De-aia e comun, factor comun. Îl găsim și aici, îl găsim și în partea asta. Și l-am scos pe 2017 în factor și aici îl urmează 2015 ori 1. Nu mai ales să-l scriu ori 1 și plus 1 din cauza lui 2017. Și bine, nu mai știu. Bun. Ce, la ce ne ajută scrierea asta? Deci noi am făcut treaba asta. Păi, încă... Eu ar vrea dăm un exemplu mai mic de să trecem. Ia să vedem. Stau că mie mi-e calcul, să vedem ce se întâmplă. Nu, să spunem să luăm numere mai mici. Facem un exemplu pe nu, 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 nu avem voie să suntem în loc de 2016, să ducem 3, 4 la... Nu? Deci e o legătură între ele. Doamna, dar dacă nu dăm pe N egal cu 2, 2... E N egal cu 1, sau N egal cu 2, spune. Nu știe 2016 plus 2017 ori. Da, da, tot. 2016, o să dăm iar pe 2016 în faptul ăla. Aha, hai să vedem, nu, nu prea. Deci... Pentru nu e egal cu 2016. Rezultă că x-ul... Da, e egal cu... Hai să zicem, x-ul egal cu x-ul. 2016. Da, da, da. Depinde de aici. Da. Deci 2016 plus 2017 ori 2016. Îl vom scoate pe 2016 în factor comun. Da. Îl vom pe 2017. Pentru 1 plus... Da. 1 plus 2000, da? 1 plus 2017. Care va da? Și care va da? Și care 2018. Interesant. Păi da, da, am ajuns mai aici. Dar el nu poate fi mai mult valoare, că nu mai... Deci ar fi un prim el pe care l-am găsit. Suntem un pic în derută, nu spune nimic. Este un număr. Asta exact. Da, și dacă luăm, poate să fie și N5. Dar dacă îl luăm N egal cu 2, totuși să vedem una ceva asta, că trebuie să hai să vedem. Pentru N egal cu 2. Nu fac. Da? Ce ați devenit X2? Hai să zicem. X2 e cam greu. 2016. Vreți să vă amintesc pe telefon? Nu, nu, nu. A plus. Plus 2017 la a doua. Nu, pentru că 2017. Pe lângă. 2015 la a doua. La a doua plus una. A, nimic. Da. Iată-ne în momentul ăsta, grăbița adună mintea asta. Da. Vedeți? După tabelele de făcute, am ajuns la concluzia
că această idee cu scoaterea în factor comun și nu știu ce, nu ne folosește. Așa că mergem din nou la ideea principală, nu? Deci, venim din nou la exercițiu. Venim din nou la exercițiu. N-am făcut greșele aici. N-am făcut. Dar numai e un singur lucru la constatat. Că nu ne ajută. Încercarea de a găsi X-ul ca formă se oprește scurt la imposibilitatea de a merge mai departe. Deci cu ultima cifră, cum a zis Horia, de aia el a dat-o dat. Un pic. Atunci. Mă întorc la ceea ce înseamnă, atenție, mă întorc la ceea ce înseamnă intersecția a două mulțimi. Adică, ce găsim în intersecție? În intersecție găsim ceea ce are în comun. În intersecție și au în comun. Da. Da, ci comun. Da. Adică, elementul de aici, elementele de aici, să fie egale cu elementele de aici. Deci, nu trebuie să luăm ambele. Adică să fie aceleași. 2016, la N așa și Y egal cu și poate găsim o chestie în deci, practic, pentru a găsi elemente din intersecție, trebuie ca să X-ul să fie egal cu Y. Da. A, deci noi trebuie să arătăm că 2016 la N este egal cu alea a doua plus 2010. Deci, tot X-ul ăsta, ca X primul mare, egal cu Y-ul de aici, ca să-l punem în intersecție. Întrebarea este, dacă avem astfel de elemente, Dacă sunt altfel de elemente, avem ce pune. Dacă nu sunt, înseamnă că nu am nimic documentat. Mulțimea vide va fi la intersecție. Deci, atenție! Este foarte tare. Uitați că iau un seama exemplu. Dacă A egal cu mulțimea din 2, 3 și 7 și B egal cu mulțimea 2, 9, atunci ce este la intersecția cu B? Egal cu mulțimea formată de 2. Adică, elementul ăsta aici l-am văzut și sus și jos. Ca să fac ceva în intersecție, trebuie să avem elemente comune. Deci, să scriem și noi. E intersectat cu E. E diferit de mulțimea vidă. Deci, intersecția e diferit de mulțimea vidă. Dacă și numai dacă există X, există X care este din E și Y care este din E și în plus X-ul fie la urmire, adică să fie același nume și sus și jos. Măcar unul sau. Adică, practic, eu mut problema toată în a spune care sunt acele valori ale lui M și A pentru care să aibă loc egalitate. Corect. Deci X egal cu Y. Mă duce la 2016. La N. Plus 2015. La N. Ori 2017. Să fie egal cu ala a doua plus 2010. Ala a doua plus 2010. Unde despre A și E numere naturale. Deci știu că A și N sunt numere naturale. Întrebarea este dacă această egalitate se produce vreodată în condițiile în care deci dacă această egalitate se produce vreodată în condițiile în care știu că A și N sunt numere naturale. Stai 2 secunde, că trebuie să calculez o chestie. Ceva un pătrat perfect, domn profesor. Așa, un pătrat perfect. Să obțin un pătrat perfect plus 2010. Că ia uitați, ne-am aranjat într-un fel acolo. Un pătrat perfect plus 2010. Pătratele perfecte în ce se termină? 0, 1, 4, 5, 6 și 9. Fără 2, 3. Da, fără 2, 3, 7 și 8. Da. Deci pătrat înseamnă că ultima cifră va fi deci, cifra unităților, nu? Da. U de A pătrat. Da. Cifra unităților. Da. A pătrat. Din, spuneați voi, 1 parcă? 0 și 0. Și 0, da? 0, 1, 4, 5, 6 și 9. 0, 1, 4, 5, 6 și 9. Și adunat cu 2010 nu este influențată cifra de aici. Nu, cifra e 0, așa, și tot 0, 0. Da.
Acum, dacă din calculul de aici vom constata că avem șanse, ultima cifră să fie 0, 1, 4, 5, 6 și 9, înseamnă că treaba e deșteaptă. Avem șanse. Păi... avem șanse să găsim egalitate. Dar trebuie să ne gândim că ultima cifră trebuie să fie una din alea. Ultima cifră trebuie să fie una din alea, sigur. Păi, da. Să vedem ultima cifră de aici cât a. Păi da. Iată că suntem trimiși. Suntem trimiși să socotim ultima cifră și de aici. Ia să o păi și... 2016 la puterea IEM este ultima cifră. 6. 6. Deci aici vom avea puncte, 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 6. Indiferent ce e. Apoi plus. Plus. Acolo, indiferent ce numără, o să fie 5. Da. Și 5 ori 7, 35. Deci ultima cifră, după mulțirii, tot 5. Va fi aici. Apoi plus 7. Ori 7. Plus 2017, da? Da, mai e și un număr. Da, David, l-am mulțit. L-am mulțit aici, uite, 5 se termină și 5 ori 7, 35. Tot 5 este, nu? Și ultima cifră ar fi 48. Ia să vedem, 6 plus 5, 11. 11, adică 48. Adică 1. Adică 1. Plus 7, 8. 8. Și aici, în final, ai să faci un număr în lung, deci ultima cifră 8, care nu se regăsește aici. Aici, ceea ce înseamnă că este mulțimea vină. Ce? Înseamnă că intersecția e mulțimea vină. Intersecția este mulțimea vină. Pentru că niciodată un număr ca să devină cop la sfârșit nu poate fi pătrată. Nu poate fi pătrată, dar asta este secretul, da? Și cum pătrată e perfect, ca 0, 1, 4, 5, asta s-a spus în exact. Plus. Și trebuie egalat acolo. Da, deci am egalat. Da. Deci eu mi-am propus următorul lucru. Vedeți? Cum am construit ideea? Însă așa. Pentru ca să am ceva la intersecții, de să fie diferit de mulțimea, da. Măcar un element, trebuie să găsesc un N și un A care să facă egalitatea asta. Cum am aici pătratele perfecte să termină 0, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 6 și 9, adunat cu 0 nu influențează ultima cifră. Văd și pe partea asta de ce se întâmplă. Testez și cu asta. Testez și partea stângă. Tot de ultima cifră. Asta e motivul pentru care merg de ultima cifră. Dar vreau nicio șansă. Am adunat, am încercat. Ați văzut ce s-a întâmplat. Deci, în fața inițiilor, noi am încercat să prelucrăm, să-l așezăm într-o formă și să ne ducă spre ceva. Dar nu a fost cu putință. N-am rămas pasiv, am încercat. Tocmai asta. Când am sesizat că nu ne este de folos, da. Am renunțat la ideea de a-l calcula. Și atunci am revenit și m-am gândit ce înseamnă intersecție. Ca să pun intersecția a două mulțimi, înseamnă să am elementele comune. Adică să constat un element de prima mulțime să fie identic cu ceva. Corect. Deci, vedeți? Asta trebuie să faceți și voi. Nu abandonați, ne gândim. Vedeți, domnul profesor imediat s-a dus la mulțimea IEF, că a văzut un pătrat perfect acolo cu 2010. Vedeți, analiza asta. Asta vreau să vă comunic. Exact, să faceți și voi la fel. Nu în fața ghișiților. Am încercat ceva și am abandonat spunând, da, nu mă pricep, nu-mi vine minte nimic și gata. Când ai depus armele și ai zis, nu mă gata, nu mă pricep, de fapt nu mai ai nicio șansă. În majoritatea cazurilor, așa se lucrează cum ați propus voi. Adică trebuie să lucrăm la forma acelui element, forma generală, X, să-l prelucrăm. La fel la Y, să-l prelucrăm și cum se legală. Să vedem ce se întâmplă. Etapa locală. Etapa locală ce înseamnă? Adică etapa locală pe... Pe nu e pe școala asta, nu? Pe locală pe Galați. La Galați. Locală. Olimpiada de matematică, etapă locală la Galați. Etapă locală, adică... Adică pe județul... Pe județul Galați, așa înțeleg. Pe orașul. Pe orașul Galați, da? Deci asta. Pe orașul, da. Așa este. Da. A, deci de-asta e mai greu. Sigur că da. E mai greu. Dar ce s-a spus? Doar aici vreau să vă comunic pentru a nu știu câte oare. Felul în care te prezinți în fața ieșiților. Eu puteam să, de la început, să spun copii, știți ce, ca să fie la intersecție ceva, de felul mulțumesc, e doar la păstea cu ăsta.
mă duceam în șură național, dar nu comunicam nimic despre felul în care tu trebuie să-ți construiești ea. Tu îți spuneai, și înseamnă asta, nu pricep nimic. Ce ultima cifră? De ce să cercetezi? Da, de ce se egalezi? De ce se egalezi? Însă, după ce v-am lăsat libertatea să vă duceți voi în exercițiu și v-ați convins că nu mai poate fi continuat, corect. Atunci, iată, ne întoarcem, din nou, încrederea noastră, luăm de la zero la acel moment, că n-am mers pe culoarea acela, prelucrarea nu. Și m-am dus exact, a simțit voi nevoia să vă întoarceți înapoi, că nu merge. Și atunci, ce înseamnă să am măcar un element comun? Adică, elementul de aici să fie egal cu ăsta. Și am pus egalitate. Acum, da. Acum mi-a sărit în ochi foarte repede. Adică, toată chestia asta să fie un pătrat perfect. Nu, domnule, da. Asta, să fie un pătrat perfect. Aici este momentul când eu mă prind de ieșitul. Să fie un pătrat perfect, plus 2010. Pătratele perfecte, reacționăm repede, se termină cifra asta. Și că zero. Știm, corect. Da. Și atunci, mă trimite această situație spre ultima cifră aici. Ultima cifră aici. Sunt obligat să fac chestia asta, ultima cifră. Și atenție multe, dacă ultima cifră îmi dădea una din astea două, nu aveam eu atâta entuziasm în mine. Corect. De ce? Pentru că încă nu găsisem când anume ultima cifră 4 de aici se corespunde cu cealaltă. Am așteptat să fie tocmai negația aici, să nu fie exact, 2, 3, 7, 8, am sperat asta, să fie 2, 3, 7, 8. Asta am sperat. Deci asta am sperat foarte tare, să fie 2, 3, 7 și 8, ca să nu fie egalitate. Să mă pot vădere că niciodată nu s-a întâmplat egalitatea asta. Și copiii, voi să vadă, mai știți voi că pătratele perfecte nu se termină niciodată în 2, 3, 7 și 8? Sigur. Mai aveți voi cunoștințele astea? Da, dacă ați ajuns la Olimpiadă, la faza. Sigur, de acolo trebuie să vedem. Tocmai construcția strategiei acestei de egalitate... De acolo a plecat. De aici a plecat. Deci autorul, când a compus exercițiul ăsta, a avut în vedere că, iată, această construcție de aici, se termină în ultima cifră. 8. Corect. Și niciodată nu poate fi pătrat perfect. Pătrat perfect. Niciodată ce înseamnă în bără. Asta este miezul problemei. Și 2010-le l-au pus așa. Defectă. Exact. Cu zero ăsta că exact, să nu și-a avut ce nimic, nicio contribuție. Deci așa l-a pus nimic autorul. Să fie dacă punea, dacă punea acolo 2011, putea fi. Pentru că 8 plus 1 ar fi. Da, dacă punea cu 2011, ce disfică tot jocul. Că a tot și locul. Nu, că nu, asta a fost. E nou flut asta. Tocmai, în momentul în care am compus exercițiul, acum am văzut în mintea autorului. Corect. L-am dezbrăcat. Corect. Ce a avut el să urmărească? Ce a avut el când s-a propus să facă exercițiul ăsta? De ce chestiunea mea? Exact. De faptul că niciodată pătratele perfecte nu se termină în cine? În 2, 3, 7 și 8. Asta e numitele de lege. Asta a fost miezul problemei. Și aici și-a construit să se termină în și asta, domnul profesor, trebuie să recunoașteți? Știți voi ce înseamnă intersecția? Pe X egal cu Y? Deci două momente foarte. Și asta. Da. Deci, practic, ca să pornesc în problemă egalitatea. Corect. Și după aceea analizăm. Etapa asta. Corect. Deci, ca ordine în gândirea ta, așa, autorului, acum, a fost asta. Asta am urmărit. Gata, l-am dezvoltat, acum știm. Da, l-am lăsat, cum să spun... Ai înțeles în Orient? Bine. Da, domnul. Să-l stau, să-l stau. De când ați început exercițiul, mai dat seama că era unul. Era 2017. 2017 era. Dacă îl lovea pe 0. Pe mine? Zero? Da. Dacă îl înlocuiai cu 0, era 1. Aici ce facem? Partea 2016. Nu, deasupra, am început. X egal cu... Păi da, dar ăsta e și David, educat într-o formă mai ușoară. Păi da, și dar 2016 era 1. Da. E 1. Plus 2017 ori 1 plus 1? 1 și 1, 2. 7 ori 2, 14. 4 și 1, 5. Deci pentru N egal cu 1, cu N egal cu 0, am să o divin într-o dată. Ia să mă întrebă la tăi. Deci ăsta era... Păi, 1 plus 2 o să fie 2017. Ia să vedem. Uitați, duceți-vă în prima relație. Aia e la început. Așa. Hai tot asta. Stați puțin, dar până să nu fie 0 pe 1 plus
2017. Plus 2018 plus 2017, nu dă ceva la final cu 5? Da, ba da, deci dă 4035. Păi și acolo jos ne spune dacă găsim... Da, da, bine, numai că poate să fie orice... Nu mai ce nu face bine? Și care e faza? Ce spui tu aici? Unde se ridică o tradiție? Stai puțin. Deci, uitați, el spune că N poate să fie acolo 0. Și 2017 la 0 să fie 1. Plus 2017 ori 2. Ceea ce dă 4035. Nu dă. Nu, Daria. Ar veni 1. Păi 1. Plus 2017. Da. Adică 2018. Păi 1 plus 2017 ori 2. Tu nu ori 2. Nu, nu ori 2. Mama, dar de unde e 2018? Acolo e plus. Acolo e ori. Ia să duce aici la formă. A, tu vrei aici. Da, da. Și aici 1. Plus. 1 plus 2017 ori 2, pentru că 1 plus 1 fac 2. Stai, 1 plus 1 ori 2. 2017 ori 2, da. De 4020... E corect. 4070. Și 1 și tot 5 la sfârșit. Da. Pentru nu e egal cu 0. Sesizezi tu că ultima cifră n-ar fi 8 și ar fi 5, da? Și aici, în clipa asta, este un pătrat perfect numărul acela? Da, ar putea fi. Ar putea fi, dar acum trebuie să vedem rezultatul al calculului dacă este un pătrat perfect sau nu. Da? Deci trebuie... Observația ta este că pentru nu egal cu 0, meritul fi studiat, pe scurt. Da, dar de ce noi ne-am dat 8 în toate cazurile acelea că nu, nu este 0. Da. Ce înseamnă că e adevărat? Nu puteau să spun e adevărat? Înseamnă că este un concatenat. Deci pentru nu e egal cu 0, trebuie să analizăm. Că pentru de la n încolo, de la 1 încolo, raționamentul e perfect. Dar poate să mai calculăm un lucru, poate n-am calculat un lucru. Ultima cifra, un număr care termină 6, e 6, indiferent. Asta când nu-i diferit de 0, altfel e 1. Corect! Dar domnul Iuș, ar fi fost 1 plus 1. Asta e dur. 2, da. Domnul profesor, asta domnul se gândește, dacă era așa, era 1 plus 1. Plus, acolo, nu, acolo dădea 7, pentru că era 1 plus 7. Da. 1 plus 7, 8, 8 plus 7, 15. Păi dacă poți să nu pui și prima, așa mă. Deci poți să pui și 0, că nu spune N în stelat. Ca pentru N e doar cu 0, păi, dă 5 ultima. Păi da, dar putea fi? Păi da, dar, deci nu, dar dacă e stelat, dar e dreptate. Alo? S-a venit. Nu, Doamne, ce mi-e bine când nu am de plic. Cine? Alex? Alex, sunt într-o de matematică, uite, la Propona TV acum. Dar pe scurt îți zic că am stat de vorbă astăzi și vine după amiază, gata. Nu, nu poate să fie două probleme, nici din lată în calcul de auto. Da, vine după amiază. Lucrează și mie și... Poftim? Probabil că da. Din prisma de inflație de la noi, vedem exact ce șoc. Da? Dar e da, da, da. Nici cum că astăzi îl vom preba pe juristul și mâine lucrează la ea și vineri este gata, așa se zice, la total. Da? Bine. Tot după amiază îți dai seama că nu pot să spun exact la ce vor. Am dat exact mesajul care am primit de la ea. Bine? Bine, sau... 4.3, dacă vă găsiți, pentru N egal cu 0, luată în calcul. Trebuie să vedem tot. 4.35 am făcut. Foarte. Și atunci am 8 și așa, pentru N egal cu 0. Adică e adevărat, nu? Da. Observația ta este foarte tare. Că pentru N egal cu 0, se termină în 5 și avem și șansa să ieși la 5. Da. Dar nu știm că va fi un pătrat perfect. Vedem acum, că dă 4.35 acolo. Deci face 35. Este un pătrat perfect plus 2010. Da, ia să vedem. Vedem din 2010. Este și face 2025, da? 2025
Și 2025. Și oare 2025 este un bărbat perfect? Da. Care? Nu știu. Da, un număr mic. Sigur că da, un număr mic. Da, ia, deci ar putea fi. Da. Stai, 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 secunde, că văd eu acum. Să mulți pe cine? 45 ori 45, nu? Da, stai puțin. 4 ori 4, 16? Da, 45 ori 45, da. Deci? 45 ori 45, da. Deci, pătrat, egal cu 45 la pătrat. Și da, s-a problema, au egal cu 45 și atunci am găsit. Intersecția este formată din cine? 2025. Din... Cine este? 4035. Da, 4035 este X-ul. Așa și Y cu tot așa, este pătratul perfect, da. 45 plus 2010. Da, și atunci cum scriem? Atunci, egal cu 4035. Mulțimile elementul, 4035. Doar că nu e egal cu 0. Asta specificăm, nu? Nu. Asta este, că pentru orice altă nu e adevărat, am demonstrat aici. Aha. Foarte tare. Eu te-ați spus, în urma discuțiilor purtate... Cum mai tatonează copiii ăștia? Da. În urma discuțiilor purtate, sesizăm că există un moment când ultima cifră este 5, pentru că e egal cu 0, și poate să fie pătrat perfect. Pentru că e egal cu 0. Da? Poate să fie pătrat perfect. Bravo. Ce mai dat? Ce-a făcut? Atenție! Atenție! Nu mă pot depărta de exact. Din nou sunt în stare de... deci noi eram gata ca să batem mai puțin de la deșapte. Era și pe ce să acceptăm, da. Un simil lider. Și pentru ele ca cu zile ești eu. Ori am putea să zică că el știa, dar a tăcut. David a sesizat, el știa care răspunsul de acolo. Da. Ce îmi place la Horia? Noi dacă știam răspunsurile, săream. Așa, da, vă repetiți foarte mult. El a lăsat-o ușor, moare. Da. Studiați, vedeți și vorba. Și nu ziceai dacă nu ne prindeam în Horia? Dacă nu ne prindeam până la sfârșit, ne lăsai așa să greșim? Nu, să nu faci asta niciodată. Să nu faci asta niciodată, sari și spui. Da, știți, totuși, uitați-vă, mai există pentru tine, egal cu zero. Nu, egal cu zero. Nu ne lăsăm cu greșeală. Se poate întâmpla ca să ne păcădim și atunci noi facem asta la vedere, se registrează și l-am mai învățit-o. Ne sună din teren, spune, acolo mai aveți o greșeală. Aveți o greșeală. Nu ați sesizat pentru noi egal cu zero. Corect. Da? Deci nu faci... Nu ne lași așa să suntem din amintiți. Nu ne lași. Umbă, înceapți așa să... Foarte frumos, foarte. Da, merită încă o dată să mai vedem. Pentru că este spectaculos exercițiul. Anume. Noi am mers de la bun început. Am încercat să prelucrăm. Nu am stop. A fost o idee bună să luăm pe noi egal cu zero, să studiem. Poate atunci ne-am fi întrebat dacă acest rezultat de aici coincide cu ăsta că să-l luăm. Din păcate, n-am continuat pe ideea. Nu ai pensat pe 1 și pe 2, dacă începe pe 0 și pe 1, poate pe 0 nu ne-am pus, nu? Nu ne-am pus pe 0. Nu. 1 și 2. Ne-am pus 1 și 2. Dacă începe pe 0 și pe 1, le prindeam. Asta era. Deci pe 0 îl găseam ca număr. Și da. Ne uitam, el trebuie să fie egal cu ăsta ca să-l apară în intersecție și atunci mergeam pătrat perfect cu exact. Ăsta. Și-l găseam pe 4. Deci, încă ceva la egalitate, dacă nu poți fi vreți să mergi? Da, nu, ideea e că autorul m-a pus intenționat enstelat, pentru că... Corect. Iată, avansează ideea. Ca să ne atragă nouă atenția, sau nu să ne lasă capcana, eventual să ne ducem cum ne-am spus. Exact. Și să, nu numai să pierdem timpul, să pierdem pe noi egal cu zero, elementul care trebuie să fie în intersecție. Noi ne-am dus în el stelat? Noi ne-am dus în el stelat. Da. E greșeala noastră. Exact. Noi ne-am dus în el stelat, deși nu pentru el egal cu zero, dar era precizarea făcută el, era sănătate. Eu v-am zis, exact, eu v-am spus să încep să încercăm. Și pe zero și pe unu. Da, pe unu l-am făcut, pe zero l-am făcut. Da, uite că din fiecare ieșiți învățeme de ceva. Corect. La matematică nu te poți declara că tu știi tot.
Da, trebuie să ai... Bucuria asta, dumneavoastră, că ăsta e o olimpiadă. Da, da. Și bucuria asta e când învățăm ceva, adică nu-i ceva simplu, copii, că e totuși ceva de analiză. Tocmai este, dacă vreți, locul în care mintea se așează și merge pe orizontală și analizăm ce vedem, acestea sunt lucrurile deosebite la matematică. Deci, încă o dată, mulțumesc, Davide, că e venit și cu... Mi-ai atras atenția. Și cu Orian, dacă vezi că am abandonat, nu terminăm și știai că mai există, repede ne zici. El mi-a zis acum, pe, știți că e și barem. Aha. Și pe barem, zici că i-am uitat. Și m-am uitat, da, pe vârf, pe ce eram luat în capul și... Da. Bun, foarte frumos exercițiu. Încă o dată, remarcăm pentru un indiferent de zero, raționamentul purtat de noi a avut două momente foarte tari. Ce înseamnă intersecție, egalitatea aceea? Și ce înseamnă pătratul perfect de aici, în ce se termină și cu viața ce în ce se termină. Bun, ce înseamnă ce înseamnă tema lui David? Da, imediat de acela ta. Da. Ce frumos! A fost frumos. De fapt, și ieșitul acela care îmi la... Ceva de la supermarket, și dacă de nu de la X plus 7 supra 5 X plus 7 totul supra 5 și 84 supra 35 și 84 supra 35 să fie echivalente, ce înseamnă? Să fie egale, nu? Fracția asta e echivalent cu cealaltă. Noi am vorbit de asta. Uite, 3 pe 5 este echivalent cu 6 pe 10 și egal cu 9 pe 15 și mai departe. Da? Asta înseamnă să echivalente. Practic s-a mulțit astea cu cine? Cu 2 aici. Și mi-a dat 6 pe 10 sau 3, nu? Pe 15. Deci ca să fie echivalente, ar trebui să se întâmple. Apoi, dacă avem la final 5, X plus 7 supra 5. Supra 5 egal cu 84 supra 35. Eu mă gândesc că jos aveam 5. 5 ori să dea 35. 5 ori 7, adică o să amplificăm totul cu 7. Deci, X plus 7, adică trebuie să fie echivalente. O zici bine, Davide, mulțim pe asta cu 7. De ce motiv ca să ajungă la 35? Și X este 7. Deci, practic, ai mulțit-o, ai amplificat-o pe asta cu cine? Cu 7. Cu 7. Și să fie 7x plus 49. 7x plus 49 supra 35. Da. Egal cu 84 supra 35. Așa. Acum, acestea egale, așa putem să comparăm 7x plus 49. Sigur, următorii fiind egale înseamnă, de fapt, 7 pe lângă x plus 49. E 7 pe lângă x plus 7. A, 7 pe lângă x plus 7. Este egal cu 84. 84 îl împărțim acum la 7. Sunt 4, da? Deci în egalitate au fost 7. Și să fie x plus 7 este egal cu 12. Adică x este egal cu 12 minus 7, adică x este egal cu 5. Corect. Yay! X egal cu 5. Deci, ideea era să înțeleg ce înseamnă fracții echivalente, să fac egalitatea aceea și atunci, dacă da. Urmez. Altă ieșiție. Alt exercițiu. 3 supra 2 x minus 1. 3 supra 2 x minus 1. Și 7 pe 21. Și 7 pe 21. Adică de fie echivalente. Adică egale, nu? Echivalent dacă nu. Vă place fracția asta așa pe 21? Nu, o simplificăm prin 3. Nu prin 3, doar prin 7. Prin 7. Așa. Da.
O să fie între 7 și 3 supra 2 minus 1 este egal cu 1 pe 3. Acum, acum. Da. Păi a doua nu cum simplifica prin 3. Ba nu, prin 3. Păi la prima am simplificat prin 3 ca să ne dea 1 pe 3. Dar cum să simplificești prin 3? Nu da, cum poți să simplifici? Să putem să scriem că 3, 3 ori 3 este egal cu 2x minus 1. Corect. Sau dacă ne bine asta, așa am simplificat o pasta cu 3. Ca să fie 3 ori 3. Înseamnă că jos trebuie să dea 9 neapărat. Păi asta, deci în dorința de a ajunge... Păi asta am zis. De acord, și ai zis 3 ori 3, iau cu 1 ori nu știu ce. Da. Dar acum îți spun, dacă am fiind cu asta cu 3, e ce e? Înseamnă că 2x minus 1 egal cu 9. 3 supra 2x minus 1. 2x minus 1 este egal cu 3 pe 9. 9 și 2x minus 1 este egal cu 9. Numărătorii fiind egal, atunci jumitorii sunt egal. Deci, deci eu zic că 2x minus 1. 2x minus 1 este egal cu 9, ceea ce înseamnă că 2x este egal cu 10 și x este egal cu 5. X egal cu 5 pe mate x. Exercițiu 22. Da. Denezat numele aclare I și Y, astfel încât X supra Y. Așa. Deci, X supra Y este egal cu 2 pe 5. Deci X pe Y egal cu 2 pe 5. X plus Y egal cu 98. Și X plus Y egal cu 98. Egal cu 98. 98. Cine este X? Acum trebuie, practic, 2 pe 5 este, nu mai poate fi simplificată, este o parție reductibilă. Deci de aia se începe. Și noi trebuie să găsim acum o fracție. Da. Adică amplificăm de 2 pe 5, nu? Adică amplificăm 2 pe 5. Cât să fie, adică de exemplu cu 10 până ajungem la 90, până ajungem ca X plus Y la 98. Dar cum se apare X plus Y? Păi X plus Y, adică X pe Y, X supra Y, trebuie să fie egal cu 2 pe 5, cum ar fi 10 pe 25 și ar fi 10 plus 25 care dă 30. Mai ușor, mai ușor să înțelegem. Că tu ai X plus Y, cum se apare aici X plus Y? Păi X trebuie să fie număr de două cifre și Y trebuie să fie număr de două cifre. Asta e clar. Deci X-ul din două cifre și Y din două cifre. De ce? Pentru că n-am cum să pun. Pentru că nu pot să cifre sunt de număr de două. Sau pentru că dacă nu pot să amplifice o fracție cu 1. Păi putem să amplificăm cu... Nu pot să amplifice o fracție. La 12 cineva da 94. 84, 84. Da, numai că... La 3, dacă amplifici... Adică e nu știu să fac aia? Să vedem, dar trebuie să găsim pe X și pe Y. Păi, ai și tu o idee? Da. Ai și tu o idee acolo? Nu. Nu scoate pe X în a doua relație și îl locuim în prima? Sau pe Y? Ce? Ca să nu meargă repede. Eu aș vrea. Dar nu putem să facem. Adică e egal cu 98. Da. Și așa o fi în prima și gata. Ce să mă taponez? Ce să mă mai pierd timpul? A, și îl împărțim pe Y cu Y. Distribuim în Y. Distribuim, facem, vedeți? Deci, iată-i de aici. Facem de X de aici. Deci, cât este X-ul de aici? X este egal cu 98 minus Y. Minus Y. Și o să fie 98. Și atunci fracția devine. Fracția devine 28 minus Y. 98 minus Y supra X. Y este egal cu 25. Y cu Y. Atenție, nu? De unde provin? La două fracții. Ambele să fie cu numitorul Y, adică 98 pe Y și minus Y pe Y.